Ne apropiem de finalul anului și aș vrea să facem un bilanț al programelor susținute de Fondul Național de Garantare. Aș vrea să începem cu IMM Factor, aș spune eu, care a fost aprobat la sfârșitul lunii noiembrie de Comisia Europeană. Cum arată ultimele date în ceea ce privește acest program? Deci, practic, în Programul Național de Investiție și Relansare Economică, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii a avut în cele 12 luni, anul acesta, am avut 5 programe. Toate cele 5 programe, să zic așa, din punct de vedere, unele sunt la sfârșit de implementare, altele, cum este IMM Factor, este, să zic, aprobat de către Comisia Europeană, a fost într-o primă lectură aprobat de către Guvern prin ordonanță de urgență și urmează normele de implementare. Așteptăm una din ședințele următoare ca până la sfârșitul acestui an IMM Factor să devină operațional. Este, cred că, cel mai important și cel mai nou instrument financiar pe care îl introducem pe piața financiar-bancară din România. Ce pentru întreprinderile mici și mijlocii. Vreau să vă spun că guvernul a început de la o analiză care arată că în acest moment raportul dintre creditul bancar și creditul comercial, da? Creditul bancar, toate creditele luate de către întreprinderile mici și mijlocii din sistemul financiar bancar, creditul comercial, adică firmele se împrumută între ele. Deci suntem pe locul 26 din Uniunea Europeană, undeva la 1 la 3. Deci, practic, unul din 3 credite este comercial. Este o diferență foarte mare. Mai mult de atât, vreau să vă spun că în acest moment, 25% din produsul intern brut al României este reprezentat ca fiind facturi neîncasate. Destul de mult și vreau să vă spun că în România, față de media Uniunii Europene, unde acest instrument financiar, factoringul, este folosit în proporție covârșitoare de peste 90%, în România este de doar 2%. Aici guvernul a venit cu această soluție, este un produs, așa cum am spus, inovator, pentru că este singurul produs din Uniunea Europeană unde avem intervenția garanției nume și constat. Iarăși revin, a fost pentru prima dată când statul a intervenit în economie prin acest instrument financiar, garanția nume și constat, care, așa cum am mai spus-o, are un grad de multiplicare de 7 lei. Practic, în ce constă acest program și care este sprijinul pe care Guvernul României îl acordă prin acest program? În primul rând, se alocă o finanțare, știți și dumneavoastră că, practic, durata de facturi neîncasate în lanțul comercial dintre întreprindere mică și mijlocie, furnizor și client, a ajuns deja depășit 90 de zile. Sunt facturi neîncasate de 6 luni de zile. Practic, și acum au la dispoziție firmele să se ducă la bancă și banca îi finanțează 80% din acea factură, adică prin acest instrument de factoring. Statul a intervenit acum și, practic, avem și aprobarea Comisiei Europene și pe fiecare se acordă, până la urmă este un credit, da? Pe facturi, maxim pe o factură se poate intra în procesul de factoring maxim 75.000 de lei, 750.000 de lei, adică 1.500.000 de lei poate fi o singură factură, iar pe cedant, pe firmă, cum ar veni, pe IMM, nu trebuie să depășească 10 milioane, adică 10 milioane. Din acei 10 milioane, 5 milioane este garantat în nume și constat, 8 luni de zile, la fel ca la IMM Invest. Noi sperăm ca până la 30 iunie, cât am obținut aprobarea Comisiei Europene și pentru IMM Invest, l-am prelungit până la 30 iunie 2021 și sperăm ca de la anul, pe toată perioada, aceste costuri să fie scutite pentru întreprinderile mici și mijlocii, adică comisionul de garantare, costul de risc și, bineînțeles, dobânzile. Care e valoarea plafonului de garantare? Aici, anul acesta, guvernul a alocat 1,5 miliarde, dar, din păcate, plafoanele sunt anuale. Faptul că a trebuit să este al treilea instrument financiar pe care România, prin Fondul Național de Garantare, l-a notificat la Comisia Europeană,
s-a întârziat acest proces de, să zic, de aprobare. Deci, practic, vom prinde în imediata ședință de guvern, când vom putea emite ordonanțe de urgență, ca aceste plafoane să fie, să zic, reportate pe anul viitor. Practic, după apariția normelor, va trebui ca să încheiem convenții de colaborare cu instituțiile financiar-bancare. Practic, vor fi cam aceleași bănci care au acest sistem, ca la IMM Invest. Avem colaborări cu 21 de bănci. Practic, la factoring vom fi undeva la 15 bănci care în acest moment folosesc acest instrument financiar. Ce este important de știut? Deci, practic, statul garantează prin Fondul Național de Garantare 50%, da, dintr-o factură de maxim 1,5 milioane de lei, de 750.000, iar pe un cedant, pe un practic 10 milioane, 5 milioane este garantat în nume și constat. 8 luni de zile sunt comisioanele și sunt suportate de către stat, urmând ca după cele 8 luni de zile, iarăși un lucru nou care am fost puțin împiedicat și de asta a durat, pentru că ordonanța a fost dată deja pe IMM Factor, se vor scoate acele garanții imobiliare asupra celui care, asupra facturilor, fiind niște instrumente financiare. Și de aceea România a notificat din nou Comisia Europeană pentru a face acest instrument mai flexibil pentru întreprinderile mici și mijlocii. Că practic am văzut prin IMM Invest, am ajuns să capitalizăm întreprinderile mici și mijlocii. Dacă la IMM Invest am început în iunie cu una din patru din firme erau bancabile, acum una din două IMM-uri în România sunt bancabile. Un lucru, practic, s-a dublat rata de bancabilitate. Și acest program IMM Factor, așa cum am spus, cu aceste observații primite de la Comisie, sperăm să devină operațional, practic, la începutul anului, pentru că din acest an a mai rămas puțin și în acest moment nu putem emite ordonanțe de urgență. Pot accesa acest program inclusiv firmele care au datorii? Și pentru aceste firme, așa cum am spus... Datorii foarte mari, mă refer. Da, practic se iau 360 de zile din momentul în care ai aplicat. Pentru firmele, pentru toate IMM-urile, pentru cele din agricultură și pentru, inclusiv și pentru autoritățile publice locale, pentru că și acolo sunt foarte multe datorii pe care aceste primării, autorități locale, CET-uri și așa mai departe, au datorii către furnizori. Acolo mergem pe 2 ani, 24 de, deci vechimea să fie 24 de luni. Deci, practic, de astea sunt condiții esențiale pentru, exact, pentru a accesa acest program. Un program care, așa cum am spus, este inovator și va rezolva această problemă a raportului dintre creditul comercial și creditul bancar din România.